Șoferul de 35 de ani spune că biciclistul i-a intrat în față. El a vrut să vireze la stânga și a încercat să-l evite pe biciclistul care circula din sensul opus, dar a fost prea târziu. Nu știam unde să duci. Eu am semnalizat stânga, să merg la deal. Ați încercat să-l evitați? Da, am încercat să-l evit și am tras imediat stânga. Am semnalizat, m-am asigurat, dar el a intrat pur și simplu în mine. Intrat în fața dumneavoastră? În fața, în față, uitați că se vede și... La fața locului a sosit un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani, dar și un echipaj de poliție. Victima a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate. Un conducător auto care se deplasa pe drumul prioritar la efectuarea virajului la stânga nu acordă prioritate de dreapta unui biciclist care venea din sensul opus, împrejurare în care îl surprinde și accidentează pe acesta. Polițiștii au deschis pe numele conducătorului auto un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.